Propunerea a fost prezentată guvernului de către ministrul mediului Rovana Plumb în ședința de miercuri a guvernului. Astfel, timbrul de mediu va fi aplicat numai mașinilor tip M1, destinate transportului de persoane care au în afara scaunului conducătorului cel mult 8 locuri pe scaune, nu și celorlalte tipuri de vehicule, precum tiruri, autocare sau microbuze, pentru care va fi achitată în continuare actuala taxă auto. Conform propunerii prezentate, timbrul de mediu va lua în calcul doar emisiile poluante de dioxid de carbon, spre deosebire de sistemul actual în care este calculată și cilindrea. Emisia de dioxid de carbon va fi luată în calcul integral la stabilirea valorilor timbrului de mediu în condițiile în care în prezent aceste emisii au o proporție de doar 30% la stabilirea taxei auto. Timbrul de mediu va fi calculat în continuare și în funcție de cota de depreciere a mașinii rezultată din vechimea acesteia. Prin noul sistem de calcul, cuantumul taxei pentru mașinile non-euro, euro 1 și euro 2 cu tehnologii mai învechite va fi totuși mai mic decât cel actual, mergându-se pe ideea că acest tip de mașini mai are o durată scurtă de funcționare și, deci, va polua pentru un interval mai mic. Premierul Victor Ponta a precizat miercuri în debutul ședinței de guvern că timbrul de mediu se va plăti o singură dată în funcție de emisiile de dioxid de carbon ale mașinii și a calificat drept aberant coeficientul de depreciere aplicat la automobilele vechi. Forma inițială a taxei auto suspendată până la 31 decembrie 2012 a reintrat în vigoare de la 1 ianuarie, aceasta fiind redusă cu 25% pentru autovehiculele cu motor diesel prevăzute din construcție cu filtru de particule. Contribuabilii care, de la 1 iulie 2008, au plătit o taxă mai mare decât cea rezultată din aplicarea legii în vigoare, pot solicita restituirea sumelor reprezentând diferența de taxă plătită.